Tuturor le plac toboganele cu apă pentru că sunt distractive. Totuși, există unele care îți fac sângele din vene să se oprească. Astăzi vă aduc 10 cele mai tari tobogane cu apă. Vârful Plummet, Florida, Statele Unite ale Americii. Atracția parcului este o munte care are înălțimea echivalentă unui bloc cu 12 etaje. În vârful muntelui se află un tobogan cu apă. Dacă ai avut curajul să urci până în vârf, tot ce trebuie să faci este să-ți iei inima în dinți, să te pui pe toboganul de 36 de metri și să-ți dai drumul cu 100 de km pe oră. Muntele acesta este cel mai fotografiat munte artificial din lume. Thanks. Insano, Fortaleza, Brazilia. Acesta este al treilea cel mai înalt tobogan cu apă din lume. Este echivalentul unui bloc cu 14 etaje. Alunecarea pe el este aproape verticală, ea durând cam 5 secunde. Nici nu ai timp să-ți dai seama că ai coborât cu 100 de km pe oră. Leap of Faith, insulele paradisului Atlantis, Bahamas. Este considerată una dintre cele mai degroază atracții turistice. Motivul pentru care oamenii vin să se dea pe acest tobogan este coborârea de pe un templu stil maiaș într-o piscină plină cu rechini. Cu toate că ești în interiorul unui tub de sticlă, tot te vei teme că s-ar putea sparge oricând, deși știi că este practic imposibil. Kilimanjaro, Rio de Janeiro, Brazilia. Acesta este un tobogan cu apă de 50 de metri și este al doilea cel mai înalt tobogan cu apă din lume. Este atât de înalt încât localnicii nu se dau pe el, în schimb îi lasă pe cei nebuni după adrenalină să-l testeze. Este atât de vertical încât ajungi la 100 de km pe oră cât ai clipi. Este relatat că unul din 20 dintre cei care se urcă în vârful toboganului se retrag fără să se mai dea pe el. Coada Scorpionului, Wisconsin, Statele Unite ale Americii. Acest tobogan cu apă are peste 120 de metri. Ești pus într-o capsulă în care trebuie să aștepți. Deodată, o numărătoare începe. 3, 2, 1. Și se deschide o trapă fix de sub picioarele tale. După aceea, cazi aproape vertical. Toboganul este transparent ca oamenii din afară să-i vadă pe cei care au avut curajul să se dea. Oh my gosh! Farewell! Verukt, Kansas City, Statele Unite ale Americii. În momentul de față, Verukt este cel mai înalt tobogan cu apă din cartea recordurilor, având un pic peste 51 de metri. Ai de urcat 264 de trepte, timp în care îți poți regândi existența. După aceea, ești pus într-o plută de cauciuc. Toată călătoria durează 18 secunde, timp în care ajungi la puțin peste 102 km pe oră. Sună amuzant, dar în 2016, un copil de 10 ani a fost ucis când se dădea pe acest tobogan. De atunci, cei care au construit toboganul l-au închis pentru a-l distruge. L2, Austria.
Acest tobogan cu apă a făcut furori de când a apărut pentru două motive. 1. Este primul tobogan cu apă care are două noduri. 2. Încalcă legile gravitației, pentru că la un moment dat aluneci în sus. Ca să reușești asta, trebuie să ai o viteză foarte mare, iar pentru a obține atâta viteză, trebuie să stai într-o capsulă, din care ți se va deschide podeaua de sub picioare și vei cădea direct pe verticală. 2, 1, 0. Aqualoop Australia. Această atracție este formată din 4 tobogane cu apă. Trebuie să stai într-o capsulă, timp în care te poți ruga să nu mori când cobori. După, o voce robotică începe o numărătoare inversă, iar la 1, o trapă de sub picioare se deschide. Durează cam 7 secunde să cobori prin acest tobogan cu apă. 3, 2, 1. Gaura Neagră, Germania. Acest tobogan cu apă este reprezentat de un tunel negru, plin de lumini, în care vei avea parte de un spectacol minunat. Deși nu este printre cele mai rapide, merită apreciată munca celor care l-au construit. Aquaduck, vasurile Disney. Pentru cei cărora nu le plac vitezele mari, dar le plac înălțimile, acesta este toboganul perfect. Călătoria prin acest tobogan durează în jur de un minut, timp în care poți vedea printr-un tub transparent tot ce se întâmplă pe vas. Toboganul are numai puțin de 233 de metri, iar noaptea este luminat. Sper că v-a plăcut. Sunt sigur că doriți să vă dați într-unul din ele. Lăsați în comentarii care este acela. Eu v-am prezentat cele mai tari tobogane din lume și până data viitoare, vă urez baftă!